Următorul subiect de pe ordinea de zi, cu privire la cererea de înregistrare a domnului Dumitru Ciubașencu în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către partidul politic, Partidul Nostru, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe, respectiv trezorierul. Raportor domnul Vladimir Șarban, dar înainte de a avea posibilitatea să prezentați acest proiect de hotărâre, am să rog secretariatul să aducă la cunoștința publică cine participă astăzi în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Șarban. Pentru procesul verbal, domnul Sergiu Gurtuza este prezent la ședință. Bună ziua, stimați colegi, onorată asistență. Propun următorul proiect de hotărâre. La 22 septembrie curent, domnul Dumitru Ciubașencu, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către partidul politic Partidul Nostru, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, anexând actele prevăzute de către codul electoral și regulamentele noastre interne. Examinând materialele prezentate, Comisia desemnată de către președintele Comisiei Electorale Centrale a constatat că domnul Ciubașencu a prezentat Comisiei Electorale Centrale spre verificare 890 de liste de subscripție cu 24.976 de semnături ale susținătorilor din 32 de unități administrative teritoriale de nivelul al doilea. În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, 1736 de semnături au fost declarate nule și neadunite. Totodată s-a stabilit că din totalul de semnături prezentate, 23.237 de semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcție de președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limitele cerințelor stabilite în articolul 102 cod electoral. Comisia de asemenea reține că grupul de inițiative constituit a respectat prevederile punctul 16 din regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiative, a depus raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Pentru informare, vă raportez că acest grup a acumulat venituri sub formă de donații din partea persoanelor juridice în sumă de 476.943 lei, a efectuat cheltuieli pentru publicitate, materiale promoționale în aceeași sumă. Astea fiind comunicate, constatăm, grupul desemnat constată că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova din partea domnului Ciubașencu au fost respectate și propun următorul proiect de hotărâre. Se înregistrează domnul Dumitru Ciubașencu în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova din partea partidului politic Partidul Nostru pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile funcției de președinte al Republicii Moldova, un pătrat de culoare albă, în interiorul căruia sunt imprimate în două rânduri cuvintele în limba română Renato Usatăi. Caracterele inscripției Renato Usatăi sunt majuscule de culoare neagră bold. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Mihail Bușuleac. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe, trezorier, doamna Natalia Bălean. Se ia act de raportul grupului de inițiative privind fluxul mijloacelor bănești.
conform situației din 22 septembrie curent, constatându-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile legislației în vigoare. Propun ca prezenta hotărâre să intre în vigoare la data adoptării și să fie publicată în modul corespunzător pe site-ul instituției și în monitorul oficial al Republicii Moldova. Raport încheiat. Mulțumesc. Rog să votați. Înainte de a supune votului proiectul înaintat, am să întreb colegii dacă sunt întrebări la domnul raportor și respectiv dacă sunt întrebări către conducătorul grupului de inițiativă, către candidatul desemnat. Vă rog, stimați colegi. Eu am seamă întrebare la conducătorul grupului de inițiativă. Deci, așa cum am menționat și domnul Vladimir Șarban, 12 liste de subscripție nu au fost prezentate la Comisia Electorală Centrală. Vreau să cunosc dacă aveți informații sau cunoașteți dumneavoastră, aceste liste au fost completate sau nu au fost completate și poate cunoașteți din care cauze ele nu au fost restituite. Din informații de Cușulea, conducătorul grupului din Sfântul Împărat, partidul nostru, din informații de care dispunem noi și investigațiile care le-am făcut, aceste liste au fost pierdute la începutul colectării semnăturilor și nu se ne-au întâlnit realitate cu cartier personal. Avem chiar o situație concretă în raionul Chirochia, din mașină au fost trase câteva acestea. La începutul campaniei, care încă nu erau completate. Am înțeles, dar iată și dânsă și fapta de sustragere a listelor de subscripție, după cum menționați acum, a fost cumva constatată de către organele de drept sau doar la nivel de informație către conducătorul? Care a venit în teritoriu. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, propuneri la proiectul de hotărâre, încă o întrebare la domnul candidat desemnat, domnul Dumitru Cibășenco, o să vă întreb dacă aveți careva obiecții vis-a-vis de perioada și procedura nemijlocită de, nu atât perioada, cât procedura de verificare a setului de documente depus pentru examinarea registrării dumneavoastră în calitate de concurent electoral, vă rog să vă expuneți. Mulțumesc, stimați membri, dacă cineva dorește să se expună vis-a-vis de proiect. Vă supune votul dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la cererea de registrare a domnului Dumitru Cibășenco în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către partidul politic Partidul Nostru, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe. Cine este pentru, rog să vă pronunțați prin vot. Vot unanim, 9 membri votat, hotărârea a fost adoptată, vă felicităm și începând cu ziua de mâine puteți începe campania electorală propriu-zisă. Cum se spune într-un cântec, первый тайм мы уже отыграли, deci astăzi am fost înregistrat în calitate de candidat. A rămas o lună, va fi o lună foarte importantă, noi suntem pregătiți. Mâine va fi publicat proiectul de decret cu privire la dizolvarea Parlamentului, aviz la acest decret cu care noi vom merge în campania electorală și noi suntem siguri că vom avea un rezultat foarte bun. Dacă ați observat, ieri a fost publicat un sondaj de opinie, rezultatul pentru mine este foarte bun, eu sunt foarte satisfăcut, deci după 3 săptămâni, de fapt, de implicare în politică, am un rating de 7,4%, sunt pe locul 5, un rating foarte bun și este așa o combinație de factori foarte benefice pentru noi. 2/3 din alegători nu mă cunosc, pe de o parte, pe de altă parte, 1/3 din alegători sunt indeciși. Deci noi avem un câmp foarte așa fertil pentru lucru și mergem înainte.